Florin Câțu îl susține în continuare pe ministrul energiei Virgil Popescu. Liderul PNL a cerut guvernului să asigure cadrul legal pentru ca românii să nu mai aibă facturile umflate. Din punctul meu de vedere, nu a greșit în acest moment și nu văd unde a greșit, dar trebuie să vină să le explice, nu numai mie, dar românilor, să le explice, să le dea o viziune, o perspectivă, să le spună, suntem astăzi aici, mergem în această direcție, acestea sunt pașii, acestea sunt măsurile pe care voi propune în continuare. Chiar dacă spune că nu a văzut nimic greșit la ministrul energiei în criza facturilor, Florin Câțu îl contrazice în continuare pe Virgil Popescu. Acesta îndemnase pe oameni să nu mai achite facturile umflate de furnizori. Aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că nu este un cadru legal și nu a fost trecută nicio ordonanță de urgență care să le permită românilor să nu plătească factura și să nu mai aibă penalități. Câțu susține că amânarea plăților se poate face doar atunci când legea îți permite. Vă aduc aminte exact situația cu rata la bancă. Când am amânat pentru un an de zile românii să nu puteți să rata la bancă, întâi am venit cu cadrul legal, l-am prezentat și apoi am spus de acum puteți să mergeți la bancă să semnați contact ca să poată să fie amânată rata un an de zile. Nu înainte. Câțu spune că există soluții pentru depășirea acestei crize. Există încă oameni care au probleme să le permitem să plătească factura pe o perioadă mai lungă de timp. Consumul în vară este mult mai mic decât iarna și atunci facturile sunt mai mici și pot oamenii să-și plătească factura pe o perioadă mai lungă de timp. Deci sunt soluții, dar repet, ele trebuie făcute întâi să venim cu soluțiile, le agrem în coaliție. Liderul PNL a recunoscut însă că până acum nu s-a ajuns la vreo concluzie în coaliția de guvernare. Vom avea o discuție în coaliție în zilele următoare. Este o măsură care vine în afara programului de guvernare. Este o măsură nouă. Și atunci trebuie să vinem în coaliție, pentru că aș vrea să știu, și aici iarăși, și nu este o critică, dar aș vrea să nu mai aruncăm pe piață tot fel de soluții care au un impact asupra bugetului foarte mare.